Un microbuz în care se aflau 8 persoane, printre care și copii, s-a răsturnat în această dimineață pe un drum județean de pe raza comunei Balșa, în apropiere de Gioagiu. Pe fondul gravității problemei, comanda ISU Hunedoara a fost activată la ora 7:09, fiind activat planul roșu de intervenție care a suplimentat resursele umane și tehnice pentru această misiune, 3 persoane având nevoie de îngrijiri medicale de specialitate. În această dimineață, în jurul orei 7, un microbuz în care se aflau 8 persoane, 7 pasageri și conducătorul auto, printre care și 3 copii, s-a răsturnat pe marginea drumului care face legătura dintre comuna Balșa și orașul Gioagiu. La ora 7:09 a fost activat planul roșu de intervenție, ceea ce a presupus suplimentarea resurselor umane și tehnice alocate acestei misiuni. Salvatorii au intervenit cu 2 ambulanțe SMURT, o autospecială de stingere, o autospecială prevăzută cu modul de descarcerare și una pentru transport personal și victime multiple. De asemenea, la fața locului a intervenit și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Hunedoara. În urma accidentului, pentru 3 persoane adulte și conștiente, a fost nevoie de ajutor medical. Au fost preluate de echipajele SMURT și ale Serviciului de Ambulanță Județean și au fost transportate la spitalele din Orăștie și din Deva pentru a li se acorda asistență medicală de specialitate. Celelalte 5 persoane aflate în microbuz nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Planul roșu de intervenție a fost dezactivat la ora 7:51. Accidentul s-a produs pe drumul județean 705, aflat în administrarea Consiliului Județean Hunedoara, iar prefectul județului a criticat administrația județeană pentru că la momentul accidentului drumul nu era curățat de zăpadă. Este inadmisibil ca astfel de lucruri să se producă din cauza că unele persoane nu își asumă responsabilitatea și nu își fac treaba, deși sunt plătite. Este inadmisibil ca instituția care administrează drumurile județene să nu fie interesată de modul în care acționează societățile cărora, prin contract, li s-au delegat aceste servicii. Am spus-o și o repet, nu este normal să ne confruntăm cu astfel de situații în secolul 21. Cine se face responsabil trebuie să răspundă legal, a comentat pe pagina de Facebook a instituției prefectul Călin Marian. În cursul acestei dimineți, reprezentanții operatorului care are obligația de a întreține acest sector de drum au fost convocați de președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, la sediul instituției, pentru a lămuri toate aspectele legate de modul în care s-a intervenit în cursul nopții. 3 ore a stat pe drumul PTJ 705, de la Gelmar până sus la Almășunic. Sigur că nu s-o fi topit zăpada, s-au mai nins. Dar eu aștept raportul de la poliție, să vedem ce spune poliția, din ce cauză s-a întâmplat asta și nu necă, poate și din cauza zăpezii, dar vreau să văd raportul de la poliție exact care este. Unii vor să-și facă propaganda, aia e treaba lor, fiecare spune ce vrea. Eu spun ce a fost, am avut chiar la mine aici, acum au plecat de la mine, patronul firmei respective care se ocupă de zona respectivă. I-am atras atenție, i-am spus că trebuie să fie și mai atent, dar nu poți să-l oblig să țină o mașină 24 de ore pe un drum județean, că noi avem 10 de drumuri județene. Avem 1300 de kilometri de drumuri județene. Nu poți să țină o mașină în permanență pe un drum. În plus, Laurențiu Nistor a dispus un control la Serviciul Administrare Drumuri și la Dispeceratul de Iarnă al Consiliului Județean Hunedoara. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Potrivit primelor cercetări, anvelopele din față ale microbuzului erau de vară, iar pe spate, cele de iarnă erau uzate peste limita admisă, motiv pentru care șoferul a fost sancționat cu 5 puncte de amendă a 165 de lei per punct și ridicare certificatului de înmatriculare.